Ela, de la 1 la 3, iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mariei. 1, 2, 3. Da, a venit. Da, este ea. Avem și acordul. Chemăm și partea stamping. Că după aia uit și nu mai aduce. Chemăm și partea subliminală a băiețelului, Luca. Ei au fost curățați, și Maria și Luca. Da, a venit și el. Îl pui într-o bulă. Da. Lumină. Și chemăm și partea subliminală a lui George, soțul Mariei, care urmează să-l curăță. Da, este și el. Pune-l deocamdată într-o bulă, ne ocupăm de Maria și Luca și apoi începe curățarea lui George. Da. Bine. L-am pus într-o sferă de lumină, da. Cu cine se începe? Maria. Da, la Maria văd cum sunt niște pâlni, parcă introduse în marginea aurei, în marginea câmpului energetic. Trei, două lateral și una sus. În creștetul capului. Din aceste pâlni, prin aceste pâlni sunt absorbită energie și se duce în câmpurile soțului lui George. Acolo văd trei entități la el în câmpuri care au făcut aceste legături și absorb energie prin aceste pâlni când și când. Deci depinde de momente, situații, evenimente. Dar sunt bine instalate pâlniile. Întreabă partea subliminală a Mariei, adică să observe situația energetică și să vedem dacă știe cum au reușit să deschidă, să facă aceste portaluri. Acele spune entități că se absorbă energie. Prin situațiile create, prin emoțiile, acordurile care le-a dat din punct de vedere emoțional. Și stringurile și legăturile cu soțul. Da, exact. Da? Da. Acum, dacă observă partea subliminală, ce ar fi trebuit sau cum ar fi trebuit să reacționeze la situațiile create de entitățile soțului? Cu calm, spune, și cu o oarecare privire din exterior, detașare, da? Adică rămânând calmă, îți zice, mi-aș fi păstrat integritatea. Da, și vibrația mea, zice, mai sus, nu cobora. Dar mi-e greu să rămân calmă câteodată, pentru că mintea mea judecă acțiunile și atunci... Ei, părții subliminale, e greu sau... Părții subliminale. Adică mintea. Sau mintea nu poate controla. Spune că e greu să controleze mintea în a judeca. A judeca situațiile. A judeca întâmplările sau evenimentele. Nu neapărat alte persoane, ci
evenimentele în sine, evenimente, adică, situații. Da, fapte. Da. Și asta este, din cauza aceasta este greu părții subliminale să se mențină. Să-i spună minte, minții, să cheme mintea în față. Zice, mintea se agită mereu. Să cheme mintea în față. Da. Și să o întreb. De ce se agită atât? Minte. Ce vedem ce ne răspunde. Zice, pentru că mă afectează faptele celor din jur. De ce? Acțiunile lor. Da. De ce o afectează faptele și acțiunile? Pentru că nu fac bine ce fac. Zice. Ok. Dar pune-i o oglindă, o fereastră energetică la minții. Partea subliminală știe și să observe cine fac acele fapte, ia situație cu situație, câte vrea să analizeze, și să observe aici, în energetic, de ce cei din jur fac acele fapte sau cine fac acele fapte prin cei, corpurile celor din jur. Ok, zice pentru că ei nu gândesc, dar arătând în energetic, vede energii care influențează mintea. Celor. Și zice, așa mă influențează și pe mine, zice, alte exact. Energii. Adică pe mine mă influențează energiile alea, zice. Și nu sufletele. Da, acum parcă și-a prins așa un beculeț, să zic. Și-a dat seama. Și apoi să observe mintea mai departe ce se întâmplă, ce îi face părții subliminale. Păi acționează prin ea, vede că prin ea acționează asupra sufletului căruia îi se ia energie. Prin ceea ce mintea înțelege, sufletul e afectat. Și acum vede asta. Zice, bine, și cum pot să fac să nu mai lasă să treacă de mine și să ajungă la suflet, zice. Bună. Înțelegând. Acum a înțeles. Cine îi apasă butoanele? Deci, de ce? Zice, eu sunt un zid, trebuie să nu las să treacă de mine. O bună perspectivă văd că are acum mintea. Da. Asta e bine. Și acum hai să mergem într-o situație. Da, zice, eu sunt scutul. Exact. Asta trebuie să fie trebuie și să devin un nu scut. Instrumentul acelor entități. Păi nu știam că sunt influențată, zice mintea. Dar eu trebuie să devin un scut atunci pentru sufletul meu, zice. Și cum devine un scut? Hai să mergem într-o situație întâmplată. Simplu, zice, păi odată ce știi niște lucruri care până acum nu le știu, te folosești de ele, zice. Adică, dacă acum știi că ceva energetic din afara ta poate să vină să te influențeze, adică pe mine, minte, zice, să mă influențeze, acum știu că ele există, chiar dacă nu le percep tot timpul, nu-mi dau seama pentru că sufletul poate să perceapă asta, dar acum eu știu ce există în exteriorul meu, chiar dacă nu văd. Și asta să mai nu, știe că tot ce asta nu, nu uit. Tot ce nu este în, nu-i aduce bucurie, ce nu-i creează bucurie, fericire, înseamnă că nu este din de zice, interiorul tot ce mă ei. Supără, zice cu alte cuvinte, da? Da, deci da, tot ce tot m-ar ce supăra, supără, trebuie să las deoparte, trebuie să nu las să treacă de mine, zice, trebuie să resping. Tot ce mă supără, trebuie să resping. Da. Asta înțelege mintea acum. Exact. Și acum putem să facem un exercițiu. Uite. Zice, am să pun stop, zice. Exact. Iar tot ce e a supărat-o foarte receptivă până acum, da, ca să scoată acele influențe, acele, tot ce a supărat-o, influențat-o, ia și scrie și face o tablă. Da. Tablă de scris în față. Și ia și scrie toate acele situații care, da, prin care a fost influențată și au creat emoții joase, care au scăzut vibrații. Da, toate le scrie comportamentul. Din toată această viață, experiență.
Începe să altora. scrie și zice comportamentul Mhm. soțului, comportamentul lui ăla, gândirea lui ăla, Ok. faptele, acțiunile, dar toate sunt, Părinți, religioși, nu știu zice, cine mai toate sunt. sunt legate de alții, nu de mine, zice. Exact. Toate le scrie. Deci astea Scrie le-a făcut alții, persoana. zice, nu le-am Da. făcut eu. Nu. Dar nu le-a făcut. Aici mai observă că și știe acum că nu fac sufletele altora. Care or fi, cum or fi, cât or fi. În Păi corpurile acelea. fac Entitățile lor. energiile din jur care afectează mintea, Și aici mintea lor. scrie. Da. Și scrie acum aici, în dreptul la fiecare persoană, cei dragi care au afectat-o și au apăsat butoane, scrie toate situațiile care au afectat. Da. Deci tu ai făcut asta, ai zis asta, ai răspuns așa, ai acționat așa. Pe mine m-a Tabel. deranjat. Da, Facem un tabel. Ok. Și acum, când le-a revizuit, le-a pe toate, ia un burete. Și șterge tot. atât De de sus în simplu? jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga, cum vrea le Da, șterge. gata, le-am transmis, le-am scris, le-am transmis, le-am Ok. spus. Acum e problema lor, zice, ce înțeleg. Nu, dar ne interesează problema ei, a minții. Ce Da, problemă pe mai ea este? nu o mai deranjează. Eu le-am spus deja, eu mi-am făcut datoria, le-am Exact, dar a spus, le-am șters acele transmis. situații, nu Pe mai mine nu mă există. mai deranjează și ce spun și ce Și fac nu ei. mai există situațiile în înregistrările ei. Pentru că le-a șters. Da, le-am șters, Da? zice, da. Foarte. Deci le-am Și scos acum? afară, zice, da, asta am Da, făcut, da. exact, Da, exact. are nevoie de confirmare. Exact. Da, Ok. Și acum sunt să se șterse. uite făcând acest exercițiu. Ce se întâmplă cu câmpurile energetice, cu aura, cu S-a tot complexul care este? Minte, corp, suflet. închis. Păi Excelent. zice, da, pentru că nu mă mai deranjează, nu mai mă interesează ce spun, ce fac și nu mai am acele evenimente în minte. Le-am dat drumul, le-am trimis, le-am șters. Super. Asta este, asta ce trebuie să Da. faceți de acum încolo, da? Mintea conștientă Corect. a Mariei. Corect, zice. Ah, okay. Da. Acum ne uităm la Luca și Luca ne-a spus, Maria, copilușul, a avut situații când l-a simțit că se enerva, se irita. Și la școală, la grădiniță unde este, și acasă când tatăl venea nervos. La fel, Face aceeași același situație exercițiu. văd Partea mintea. subliminală, da. La fel face. Zice mintea mamei. Spune, ți-am dat instrucțiunile, fă și tu. Da, la fel face și mintea lui, scrie pe o tablă tot ce l-a deranjat la ceilalți, ce au făcut. Și acum... Ok, e lungă lista lui. Că venea și de la mamă mai prelua, că e în câmpurile mamei și toate ale mamei. Da, și acum șterge tot. Da, și închide și el câmpurile acum. Le avea fix ca ale mamei, cu trei pâl, nu? Da. Pe copia. Da. Din câmpurile mamei. Da, le-a Mamă. închis, le-a șters. Foarte bine. Bun. Și acum, fiecare își activează portalul cu sursa primordială a creației și face o scrisoare de intenție și o trimite către toate entitățile. Tuturor, cu cei și cu cei cu care intră în contact, fiecare sau nu intră în contact, către toate entitățile. Și le Care spune, există în jur, spune. da, și la școală, și acasă, și pe unde merg, peste tot. Da. Și prin scrisoarea asta le scrie, dragă entități, vă anunț, care, ei, vă Da. anunț că din acest moment nu vă mai permit la nicio ființă care încercați să faceți acțiuni sau să induceți situații sau să extrageți energie, nu vă mai permit, dacă încercați să vă mai apropiați de mine, portalul
se activează și sunteți aspirate în sursa primordială a creației. Da, a scris. Foarte. Amândouă. Bine. Sufletele. Acum, cum le vezi? Ușurate. Mm-hmm. Ușurate. Foarte fericite. Mm-hmm. Și extrem de relaxate acum. Super. Hai, acum da. Fiecare stă în câte o bulă. Da. Vibrația cea mai înaltă. Ce o face fiecare cu energia ei? Da. Și rămâne și ascultă mai departe. Da. Și acum lucrăm cu partea subliminală a lui George. Să vedem dacă ne dă acordele. Îl văd melancolic, trist, îngândurat. Stă și privește, parcă pe o piatră, acțiunile celor din jur, privește așa în jur. Așa ca și statuia gânditorul stă așa și se uită în jur. Vorbește cu mine. Da. Deschis. Discuții. Discuțiilor, cer acord. Mm-hmm. Zice că da, zice, dar ce poți face tu? Zice, nu vezi ce se întâmplă? Păi ce am făcut și mai înainte? Uite, a observat? Ce am făcut mai înainte? A auzit, a văzut dar... părțile subliminale a Mariei și a lui Luca? Zice că da, dar zice, mințile lor au colaborat. Pe a mea nu știu cum să o îmblânzesc, zice. Vedem noi, Dante, hai să facem curățenie în sfera energetică, în câmpuri. Vom vedea noi până acolo. E de acord. Da? Dacă e un prim pas să ajungă la liniște, la pace, la echilibru, e tot ceea ce își dorește, spune că a obosit cu lumea asta, cu viața asta, cu treburile, cu munca, cu responsabilitățile. Sunt copleșitoare, spune. Da, asta ține ce ne-a spus N-am până acum. N-am timp de mine, zice. Asta zic, doar ce? Doar partea minții conștiente și a corpului. Doar ce face în planul 3D, în fizic. Da, zice că se simte ca un roboțel care în fiecare zi trebuie să facă același lucru. Și e copleșit deja, e sătul, e... Nu e viață, nu e experiența aceasta în care să muncești atât și să nu te ocupi deloc de tine, zice, adică de suflet, n-ai timp. Păi n-ai timp, că cineva, înainte cine să venim a inventat aici... timpul ăsta aici, spune? De ce e omul, oamenii cronometru? L-au inventat, da? Timpul e presiune, zice și... E presiune, pentru că e presiune nu e bun, atunci zice. Când ești, când vii și trebuie să respecti un contract, o înțelegere, care ai făcut-o înainte să vii cu unii. Ce altă tâmpenie, contract. Toate lucrurile astea lumești, deci sunt urâte, murdare, presiune. Dar de ce a acceptat atunci să vină într-un contract? Dacă știe, nu știe când a acceptat, când nu? Cu ce a fost de acord, cu ce n-a fost de acord. Zice, nu mai știu, n-am amintirile astea, zice. Ne spune. Dar în sfera energetică observă ceva? Că nu e singur? Nu. Nu observ. Zicea ce simt, percep. E că toată lumea e în jurul meu și mă presează, mă grăbește, mă forțează. Despre asta vorbești, zice, că ar fi? Da, niște orice, da? Care nu simt, nu e din interiorul lui, care simte că nu el face. Nu, nu e nimic din interior, totul e din exterior, zice. Da. Bine. Hai să-i dăm atunci o sferă informațională ela, ca să putem lucra. Da. Asta ce mai e, zice? Tot ceea ce nu ți-amintești. Informații, da. Din conștiința adevărată a lui.
Zice, De dacă ce mă nu? ajută să ies din starea în care mă simt, mă aflu, accept, zice. Păi tot ceea ce aflăm, informația, ne ajută. Da? Să ieșim din diverse situații. Atunci când nu avem informație, nu știm ce să facem. Da, desface. Desfacem. Acum e curios. E puzzle, e un puzzle, zice. Acum înțelege mai mult, acum își dă seama de... Eu de ce nu mi-am adus aminte? De ce tu ai amintirile mele, zice? Nu le avem noi amintirile. Doar le-am cerut să vină din conștiința, de la el sunt amintirile astea, din conștiința lui, Deci tu adevărat. m-ai conectat cu Da. conștiința mea, cu... Adică m-ai conectat, mi-ai arătat unde sunt. Eu le pierduse? Nu, Ele doar erau erau aici și le întrerupte. pierduse? Legătura era întreruptă. Conștiința cu esența, cu ceea ce este, cu adevărat. Și e așa de simplu să primești o informație, să o deschizi, o citești, te În plan reconectezi. energetic, totul. Când îți amintești ce trebuie să faci. Da, tu nu știi că ești energie, nu știi ce poți să faci din energetic, ești cu totul blocat în fizic, spune, cu mintea fizică, cu preocupările, cu treburile, cu munca, cu existența, cu supraviețuirea, zice, n-ai cum să te conectezi cu Ei, dar astea de-aia venim energetice. aici. De-aia venim, de-aia facem aceste Dar eu investigații. vreau astea în fizic, spune, în mintea fizică, să fie conștientă de ele, pentru că ea afectează tot ce eu simt, spune. Nimic nu te Ea e oprește să le filtrul meu. trimiți. Nimic nu te oprește, parte subliminală, să le trimiți în mintea fizică, prin Nu, ceea ce bine, tu zice, poți, ia, hai prin să școlim mijloacele mintea. tale. Zice, bine, hai să școlim mintea. Ok. Da, Hai acum să o școlim instruim pe puțin, partea zice. subliminală, acum avem treabă. Cu partea subliminală să o școlim. A, mai trebuie să știu mai multe, zice. Da, să înțelegem, Bine, hai, să le învață-mă, și zice. înțeleagă aceste lucruri. Da, Și uite, vreau să dacă și-a înțeleagă. amintit că nu-și mai amintea, acum a văzut, caută informația dinainte de a veni în această experiență. Și să vedem că nu-și amintea ce contract, ce vorbim noi aici, a semnat, cu cine a semnat, ce trebuia să facă. Da, zice, ăsta nu e de acum. E. Ăsta văd că m-a adus în astfel de situații de mai multe ori. Deci vede acum că mai multe experiențe le trăiește ca și astea, că a avut mai A. multe experiențe asemănătoare, în care e un roboțel, cum a zis el. Se vede ca un roboțel coordonat. Zice, ca o păpușă pe sfori, ca un robot programat prin minte. Iarăși mă lovesc de minte. În toate experiențele pe care le văd aici, zice, roboțelul ăsta în care eu intru e coordonat de minte. Dar să se vadă și când nu mai e în roboțelul, nu mai e în afara roboțelului coordonat de minte, care și etape când iese din corpuri fizice. Și acolo Zice, cine îl mai atunci, coordona? zice, vede că atunci îl țin de cele mai multe ori adormit, amețit. Mă amețesc, zice, mă adorm, mă amețesc. Cine? Cei care sunt între aceste vieți și coordonează perioada, zice, dintre vieți, unde non-timp, unde nu este timp, zice, așa percepe. Aici ar fi mai relaxant, dar nu te prea lasă să te relaxezi cum vrei tu, ci doar cum Ori. vor ei, da? Cum te învață să faci pe aici, zice. Dar ăștia să se uite cumva că zice că vorbește de coordonatori, ăștia numai între vieți, dar eu, Da. din noi, din câte știm, ia să se uite mai atent, că ăștia sunt și prin vieți când stă în roboțel. Păi, vede că cei care au grijă de el pe aici coboară lângă el, lângă roboțel în fizic.
Și Doar după că ea influențează roboțelul mințile, mintea nu-i roboțelului? percepe. Vede Roboțelul nu-i că percepe, da. da, zice da. Sunt pe lângă tine, pe lângă noi și influențează comportamentul, gândirea, acțiunile, faptele. Ei, de fapt, au grijă să faci ceea ce semnezi, zice. Da. Își dă seama acum că a semnat și că semnează de fiecare dată când intră într-un robot. Îl vede corpul ca pe un robot. Păi nu e al meu, e un robot, e un corp care Exact. mi-l dau ei, zice. Da. E un robot. Și de ce Dacă să fii ei îl robotul cord, ăsta? pentru că ei îl coordonează, da, e un robot. Da, dar de ce să vii în corpul ăsta? Să vii și să vii și să vii și să vii și să vii. Ia să caut. Păi, Care a fost vede acum cauza? că de câte ori robotul, corpul trece prin situații grele, câteodată de neconceput, el, sufletul, energizează prea mult robotul, deci se consumă multă energie de la el, de la suflet, și el pe urmă cade epuizat. Deci vede cum în situații grele, obositoare, traumatizante, supărătoare, triste, sufletul se chinuie să mențină în viață robotul, corpul. Deci ei fac din adins, creează din, cu intenție acele situații ca eu, suflet, să energizez, să mă chinui, să țin în viață corpul care ei Așa. mi-l dau. Iar Și de acele ce? energii Așa, așa. le fură ei, le absorb ei pe niște canale, zice. Le absorb ei. Da. Energia care eu mă chinui să o dau să mențin corpul, robotul în viață. Okay. Ei o fură, zice. Păi ia să vedem crede, în viața crede asta. Acum că acesta este scopul. Acea energie care o fură ei. Vede că e scopul, pentru că ei cu fiecare moment în care fură această energie de la el, corp, suflet, ei cresc, se energizează, se luminează. Capătă lumină, capătă energie și cresc. Și Și să sunt vadă și energii ceea sferiți. ce semnează la contract, adică ceea ce îi spun acolo, la încarnări, la Păi consiliu, ei la îți oricum. îndrug acolo de toate, doar că nu Ah. spun tot. Îți spun în Sau linii invers. mari cu cine Nu te spun intenția întâlnești. lor și de ce. Păi nu spun. Sau le spun pe dos. Sau Da. îți spun doar particica, gramul de bucurie pe care o să-l ai în situația aia. Nu-ți spune toată situația prin care treci. Da. Deci, zice, îți arată apa din pahar, dar nu spune cât de mare e paharul și cât de gol e în rest. Da. E, acum să observe cine sunt ei aceștia în această experiență, care este George, în roboțelul George. Cine sunt ei? Unde sunt ăștia? Ființe Cine? în Care câmpuri. papă energie? În lângă robot, în câmpurile energetice Da. a robotului, în spatele Câte robotului. vede? Câte Trei. Ființe? Trei. Entitățile îi numim noi, da? Trei. Un înger, un drăcușor, păi normal, așa. înger drac, zice. Drăcușor, Și uite, de ce îi zice drăcușor? E mititel? așa îl vede el, da. Ok. Și mai este o sferă de lumină îmbrăcată, înconjurată de o ceață, luxul. Cețoasă. Cețoasă, asta... Asta ce? Cum asta faci? Vine, pleacă, vine, pleacă. Asta Okay. ia din energie, o duce, vine înapoi, alta iarăși o duce, zice. Crește acea sferă de lumină din interior, vine înapoi golită, mică, iarăși se face mare, iarăși pleacă. Așa. Ok, trei vede. Atunci să le spună la Da. toți ăștia trei să vină în fața lui. Să le dau comandă pur și simplu, zice. Bineînțeles, dacă sunt niște chiriași.
Da, corect, sunt În chiriași. sfera ta, chiriașii se supun regulilor Corect, ei sunt chiriași, eu tale. sunt stăpânul, zice. Da? Tu ești cel care energizezi și care menții în viața acest complex. Da, i-am chemat, s-au aliniat. M-au ascultat, e surprins că m-au ascultat. Ok. Să-i M-au înghețe, ascultat. să-i blocheze. Ok, i-a blocat, i-am arătat cum, i-a blocat. Acum să se uite pe legăturile alea care fiecare dintre aceste ființe le are Le are cu el, cu da. el și să vadă, să observe ce se întâmplă prin legăturile astea energetice. Ce observă? Ei sorb energia lui. Da, Vede cum numai... se duce spre ei energie și când nu se întâmplă nimic, se duce câte puțin, puțin, puțin. Și ca să... Deci picură dacă nu curge, dar picură. Îmi Și iau ce energie. invers? Nu este flux? Invers e spre cap. Vede că Da. e spre cap. Unde ei induc gânduri. Deci Dar este un dublu flux. Dublu flux, dar ei zice, ei nu-mi trimit mie energie. Ei Nu. îmi trimit idei, gânduri. Idei, gânduri. Energie pleacă doar de la mine, zice. Exact. Iar în urma, mai departe, să analizeze procesul. În urma ideilor și gândurilor, ce se întâmplă? Ce El face? acționează, vede cum acționează, că le percepe ca fiind ale lui. Exact. Și începe să facă acțiuni Acțiuni. Controlează, zice. Îl controlează și care în urma acestor acțiuni crește producția de energie. Ia să se uite. Da, se deschide robineții de la mine și pleacă mai multă energie spre ei, în urma Da? ceea ce ei îmi induc ca fiind gândurile mele și eu încep să acționez pe acele gânduri. Deci accelerează, da? Gândurile joacă rol de accelerație. Da, zice da. Care produce energie. Da, de deschidere a canalelor, zice. Și fluxul de energie de la mine curge mai bine spre ei. Observă, da? Vede. Iar dacă... Interesant, e fascinat de ceea ce vede. Păi, și acum se mai vadă și că sunt situații în care ei ăștia apelează și la alții colaboratori ale altor ființe care prin ceea ce fac, deci din exterior, ce fac acele entități prin corpurile alți roboței, creează situații în care el iarăși mărește fluxul de energie. Da, vede cum e ca o pânză de paiaje, ca o rețea între el, aceste ființe, între el și alte suflete, alți roboței și alte entități, prin entitățile lui, prin ființele legate la el, ele legate cu altele, ce e o rețea. Ia uite. Dar noi ce suntem, mai zice, pion dintr-o rețea, un punct dintr-o rețea? Da, de ce zice, de ce am făcut asta, nu vreau asta. Păi în primul zice. Rând, hai să tai alimentarea la ăștia patru. Face o rază laser și le tai alimentarea. Energie. Da, arde o taie, aceste legături. O taie, nu vrea, zice, el nu vrea să facă parte din așa ceva. Și taie și toate alte legături care le mai are, dacă observă, cu alți roboței. Ăștia, da. În fizic sau suflet, cu toți tare. Da. Și dacă sunt suflete, le punem într-o parte, așa, le punem într-o sferă. Da, le-a pus într-o parte, într-o bulă de lumină. Și le spune la suflete care sunt, cum sunt și cât sunt, să fie atentă și să asculte mai departe și el. Ce facem da. Aici? Acum, că tăia și legăturile, nu-l mai influențează nimic, nu mai dă energie, nu mai pierde energie. Da. Hai să-l cheme pe... Uite, hai să vorbim cu sfera aia luminoasă. Vorbim cu sfera, să o cheme în față. Ia vină tu încoace, spune. Da. L-a tras în față. Ok. Ca să vedem noi de ce face ea, vine, pleacă, se umflă, se încarcă cu tare. Unde duce energia mea, zice? Da. Ce-i răspund?
la tatăl meu și la frații mei, spune. Păi cine ți-a dat dreptul să-mi iei mie energie? Să întreb. Tu, zice. Da? Când? De fiecare dată când intri în corpuri, spun. Da. Fiecare încarnare a ta, zice, mi-ai dat. Nu doar mie. Semnătura a corcii și celorlalți aici prezenți, zice. Păi alții doi, îngerul și... Da. Da? Păi, hai să mergem, dar să vedem. Dar îi spune sufletul, eu nu mai vreau să fac asta. Mhm. Zice, și o să faci... Ah. O să faci atâta timp că, cât e nevoie până plătești șederea ta pe aici. Da? Păi de ce trebuie să plătesc șederea? N-am plătit-o continuu șederea pe aici, cam lung, cam costoasă, cam scumpă șederea asta. Zice, ai făcut ravagii pe aici, acum Aolo. Trebuie să plătești. Ce ravagii? Ia să zice, vedem, ai supărat făcut. Multe alte suflete, acum da. Le ești dator lor și trebuie Aolo. Să plătești. Da? Nu poți pleca cum mergem. Vrei tu de aici, zice. Da? Îl blochează la loc pe ăsta. Hai să mergem prin acele experiențe care au fost prezentate pe la ieșirea din corpuri, care au fost prezentate pe la consiliile alea, să vedem ce a supărat. Mergem prin acele experiențe să vedem pe cine a supărat și ce a făcut ravagii. Și alege sufletul. Acum e la 1, 2, 3. Da, vede mai multe experiențe, mai multe ieșiri din corp în care îi reproșau faptele lui din acea viață și îl duceau și iartau, îl arată cum a omorât pe unii, îi arată cum i-a închis nevinovați, a acuzat nevinovați, arată cum i-a lăsat să moară pe unii. Deci nu i-a omorât, dar i-a lăsat acolo știind că... Nu i-a salvat sau ce? Da. I-a bătut. Da, i-a lăsat intenționat acolo să moară singur pe unii. Uh-huh. În toate situațiile astea se vede bărbat. Da. Vede cum a făcut aceste acțiuni, dar da. e cumva acum, de aici, din punctul ăsta de vedere... Îi se pare atroce ce a făcut și nu înțelege de ce ar fi făcut așa ceva și nu prea crede. Nu prea crede că a făcut deliberat, da, conștient. Dacă păi am făcut, zice, nu am fost conștient de așa ceva. Ok. Acum să cheme să-i vină cauza pentru care a făcut acele evenimente. Cauza însemnând, mă refer la contracte semnate înainte de a intra în fiecare experiență din aia, care trebuia suflete, da, ajutat uh-huh. fiind de ăștia, de cei trei sau alții, trebuia să împlinească acele contracte care erau scrise, scenarii, de către ei, tot de ei ăștia. Zice, care îi ziceau vede cum înainte de a intra în acele experiențe, accepta să ajute acele suflete prin contract să trăiască acele lucruri și mai apoi a fost imputate lui ca fiind fapte ale lui făcute uh-huh. incorrect, greșite pe pământ, pe care acum trebuie să le plătească. De ce trebuie să plătești ceva ce mi s-a cerut, zice, să ajut în suflet să fac și apoi mi s-a impus ca fiind o greșeală și trebuie să plătesc. Asta una și doi să observe, mințiți, zice, să-și pună fereastra energetică la fiecare situație din aceea, fereastra cuantică, și să observe cine a făcut prin corpurile alea roboței, mințile roboțeilor, cine a făcut acele fapte. Da, cum vede în energetic, cum... asta explică tot, spune. Știam că totul e controlat, eu n-aș fi făcut asta conștient, spune. Uh-huh. Eu iubesc sufletele, nu vreau să le fac să sufere. Și bineînțeles că acțiunile nu sunt ale mele. Uite, vezi? Zice, tu le-ai făcut, zice. Așa. Tu și ceilalți care, care ați fost în jur, care vă faceți nevăzuți în energetic, voi acționați, voi pentru mintea. Creați. Robotul. Iar mintea crede că face ea, dar mintea e buretele vostru de acțiune. Acum tace. Păi de ce tace?
să vorbească, să răspundă. Deci sunt faptele tale, strigă la el. E, na. Deci pot să plec de aici, că eu n-am făcut nimic, spune. Tu l-ai făcut, nu eu. Nu mai cum? Spune. Păi tocmai arată, să-i arate, să-l ia de moț, așa da, cum spune, este el, spune, și să-l pună lux... în fața ferestrei cuantice. Ia și luxului uite-te. Luxului i-a spus asta. Eu pot da, să plec acum de aici, eu sunt liber, eu n-am făcut nimic, tu l-ai da, făcut pe toate, pe tu și frații tăi. Și să-i arate, ia ca mă. Uite-te aici, uite cine a făcut, cum tu n-ai făcut nimic. Sufletul a spus că el n-a făcut nimic. Ci... A, sufletul a zis. Da. A, ok. Și ăsta de ce, ce spune acum ăsta? Acum nu mai zice nimic, tace. De ce nu zice să vorbească acum? Să spună mai departe. Minciuni, ce spune? Nu, zice partea energetică. Aia nu trebuia să o vezi. A, da? Întreabă... Păi de ce nu trebuia să o vezi? Zice... De ce nu trebuia? Trebuie să prezentate totul. Zice, cine ți le arată, te minte, zice. Serios? Păi ia să, poate să verifice partea sufletul subliminală, să intre în fiecare situație din aia și să vadă dacă acolo este. Zice, n-are cum să mintă, pentru că eu înainte să văd partea energetică, am simțit și am știut că eu nu sunt în stare de așa ceva. Uh-huh. Și acum are deci dovada. Tu m-ai mințit, nu, nu altcineva. Tu ești, iar, tu minți. Iar partea subliminală să verifice această informație care o primește din conștiința lui și să observe că această informație, așa, energetic și fizic și tot cum a fost, este înregistrată în el. Zice, de ce ar fi o minciună atâta timp cât completează tabloul, iar ceea ce voi mi-ați arătat mie mereu era jumătate din tablou. Deci minciuna e la voi. Da, și să simtă de unde vine informația asta. Simte că vine din mai mult decât știa că este, adică simte că îl completează această informație și că îl umple și că din esența lui, din esența lui. Da, din ceea ce el este. Simte că este, da. Și atunci simțeam înainte de a vedea partea energetică, deci doar îmi confirmă aceste imagini energetice, ceea ce eu deja știam că sunt, spune. Deci minciuna e a voastră, zice, a ta și a fraților tăi care acționați ascuns, zice. Ia să le zic acum la toți să-și ia forma adevărat. Sau să le citească partea subliminală ADN-ul. Le cere, arătați-vă ceea ce sunteți voi cu adevărat. Da, și acum îi vede, se transformă toți. Da, zice, cum bănuiam, zice, sunteți o apă și un pământ. Toți la fel. Bine, nu hai este să se uite. Frică de ei. Nu este. Păi, dar oricum acum cu ei a deja știa. Defilat de nu știu câte experiențe, da? Da. Doar că acum i-a demascat. Cum zice că se simte eliberat acum, că știe totul din spate. Ia să vedem câte experiențe a făcut ca om pe pământ. 462 de experiențe. Da. Să vadă câte au fost, în câte corpuri a intrat în urma unor scenarii scrise, date de naștere. Toate, prima a fost liberă doar. Deci o experiență doar liberă. Da. Apoi a fost prins. M-au captat, zice, în care au reușit să mă păcălească, zice. Cum l-au reușit? Cum l-au captat? Ia să vedem. În timpul experienței fizice sau? Da, în cea fizică, da. Ce? Cum l-au captat acolo? Să uite concret. Pe finalul vieții. Văd că i-au înscenat ca și cum ar fi omorât pe cineva. Și nu omorâse sau cum? Nu, nu. Adică pur și simplu i-au pus o informație falsă în totalitate, da. O hologramă? Da. Da. Și apoi el și-a scăzut vibrația? Da, a devenit trist, a devenit... a nutrit vinovăție. Iar și când așa a ieșit l-a prins. Din experiență? Cine l-a așteptat din aia? Păi, acolo prima experiență a avut-o cu
Horus. Horus, da. Și când ai ieșit din experiență așa, vinovat, trist A și ieșit aia, pe ce i-a spus? vibrații joase și a spus că trebuie să repare. Și a acceptat să repare și a intrat în experiențe noi cu acel suflet. Dar pe karmă falsă, că el nu Exact. omorâse pe nimeni. Mincinoasă. Da. Acum hai să vedem cum a venit. De ce a venit pe planeta asta? Să facă ce? De curiozitate, spune, pentru că este foarte diversă în viață, Da. are forme de viețe foarte variate și foarte multe. Și o vibrație nouă, spune, pentru el, ca experiențe. Și vroia să înțeleagă, vroia să vadă cum e să trăiești în astfel de frecvențe și în care trebuie să te zbați, să Să produce energie. da, să supraviețuiești, spune. A fost ca o provocare, o O provocare. curiozitate. De unde a venit el? Din 4D a venit. Da. Văd o planetă, mi era o planetă foarte colorată ca și vegetație de flori, flori, multe flori. Da? Ia uite. Multe, multe culori, foarte multe culori. Dar preponderent flori, văd și flori mici și flori uriașe, nu văd copaci, nu văd pomi, Păi și nu el văd ce făcea acolo? În ce corp intra? insecte, văd aici A, era insect. un fel de insecte care trăiau printre florile astea, aceste flori erau hrana lor, era energia lor, Da. erau ca și, erau venerate. Foarte îngrijite de ei. Adică ei cum Deci, le în loc de îngrijeau? pomii, văd florile astea uriașe Așa. mari, Și ei cum le frumoase. îngrijeau insecte? Fiind, cum arăta insecta asta? Într-un corp, cum un avatar, ce avatar acolo? Și-a luat. O combinație între țânțar și muscă, văd. Wow! Păi și cât erau de Dar mari vis-a-vis mari. de De trei ori. florile? De trei ori cât omul, ca și mărime, Aha. și aceste flori le văd uriașe, uriașe. Da, ok. Și ce făcea ca țânțar și muscă printre florile astea? Cum se hrăneau? Se hrăneau cu ceva de la florile alea? Se Da, cu alimentau? seva, seva care o produceau florile din tulpini, văd. Da. Iar ele, cum erau organizate insectele În grupulețe, roiuri. astea? Da? Se mulțeau prin ouă? Da. Exista și alte ființe în afară de insecte și flori pe planeta Da, asta? existau. Animale mari nu văd, Da. dar existau. Deci mai mari decât ele nu văd alte ființe, parcă ele sunt cele mai mari. Da. Dar existau animale. Aici văd gen elefanți. Hai să zic că ar semăna cu hipopotam, Da. dar aceștia sunt mici față de ele. Mai mici. Da. Deci ele Deci, erau specia cum dominantă? pot să zic Insectele? că da, da, așa le văd, că da. Erau doctorii acestei naturii astea, erau un fel de doctori, un fel Da. de grădinar, nu știu cum se numesc, Așa. dar totul e în armonie aici. Totul e în armonie. Nu mai erau în energetic, dacă se uită, nu mai erau altceva Nu. care colectau cu ceea ce ei se hrăneau. Nu, nu era Nu. nimic. Bine. Văd că aveau conștiință individuală Da? fiecare, Nu dar să erau. nu ele ca și specie nu aveau un egregor, Da? ele, Da? dar se conectau cu egregorul florilor, Ah, plantelor. ok. Cu ele comunicau, dar ei între ei erau individualiști, așa, deci trăiau în grupuri, în roiuri, dar Da. nu aveau un egregor. Bine, și Nu cu văd. plantele ce fel de comunicări aveau? Se conectau la egregorul lor.
Și ele ce gânduri aveau sau ce cum comunic, ce gândeau plantele alea? telepatice, aveau o energie blândă, caldă. Făcea legătura între specia lor și planeta în sine. Deci parcă comunica spiritul planetei cu prin Prin plante egregorul cu plantelor, ei. da, cu ei, da. Iar ei ce emoții sau emoții? Aveau emoții ei? Nu, nu, Nimic. n-aveau Doar nevoie de emoții, nu nu. aveau. Și gânduri? Ce gândeau insectele? Să rămână totul cu curat, echilibrat. Se angajau să țină în echilibru, nu știu de ce aveau nevoie de echilibru între ei și natură. Pentru că e, dacă e un echilibru între speciile, regnurile unei planete, atunci totul e, și planeta e în echilibru, tot. Da, Nu? da. Apoi a ieșit din acel ultimul corp, din acela și Văd că rolul lor era să coordoneze animalele care erau mai mici decât ei în zone de unde se puteau hrăni ca să nu se hrănească prea mult dintr-un loc Ok, și prea să puțin, nu. să păstreze echilibru și ăsta era rolul lor. Să nu distrugă sau să Da, dispară anumite da. specii. Le interzicea să mai Ok, mănânce și dintr-un când loc, ai. să zic așa, și îi coordona să plece în alte Și locuri. cum îi interzicea la alte animale și coordona? Telepatic? Da, le transmitea telepatic, ele ascultau Da, și plecau. ok, super. Și Hai să vedem mergeau un unde plec. le transmitea să meargă. Da. Un fel de. Dar nu-mi place cuvântul ăsta. Păstor al celorlalți, dar păstorul ăsta a fost dus în mizerie de religie. Ok. Acum hai să vedem, Ela, ieșind din ultimul avatar, de ce s-a întâmplat? Cum a decis să vină pe planeta asta? Aici trebuia să mențină din nou un echilibru, dar mult mai complex decât o făcea acolo, la un alt nivel. Aici deja uitau de ei, trebuia să țină propriul echilibru. Dar de unde i-a venit ideea asta? Au venit mai mulți? De unde au luat informația asta? Da, au fost mai multe suflete, o conștiință mai mare, o conștiință de sistem solar. De Da. acolo au captat informația despre Așa. Pământ. Da. Și când a Da, ok. părăsit acel avatar de acolo, așa, pe această informație a venit spre Pământ, spre Câți sistemul au lor. venit? Aici văd 70. A venit cu ea odată. Da. Și au mai venit, sunt mai mulți pe planeta asta? Da, au venit mai mulți de acolo Nu între timp, da. Dar și înainte de el mai venise și după el. Și a intrat aici, am văzut viețile controlate și până ajungem aici și acum. Da? În această experiență ca George. Aici acum, Ela, vreau să întreb în partea subliminală dacă mai vrea să facă astfel de experiențe controlate cu astfel de ființe în acele scenarii de genul. Nu, nu. E prea obosit, nu mai vrea, e prea stors de prea multă energie. În primul rând, să Nu vedem vrea. dacă a venit întreg în această experiență și dacă este întreg. Nu, a venit fragmentat. Cât a A venit? intrat 68%. Ok, acum 42%. 42%. Bine. Hai să vedem când s-a fragmentat prima dată. Experiența în care s-a fragmentat, a plecat primul fragment. Și mergem acolo, 1, 2, 3. Ok. Ești, te uiți din afară, Ela? Nu Da, deci intri, că s-a te simți născut după undeva. voce? Ha. Da. E o Da. situație similară cu cea din prezent. Da. Mama lui l-a născut pe un drum, călătorind, Da.
dar singură călătorind. Da. Și a murit în timp ce le... adică, Naștea. Da. În timpul nașterii. Da, a murit. Unde e experiența asta? E la, stai puțin, să stabilim locul și timpul. Mozambic mi-a apărut. Da. Așa. Și văd pădure, junglă. Și l-a născut în pădure. Iar el, bebeluș fiind, proaspăt născut, singur pentru că mama murise, a fost mâncat de animale. Și apoi s-a fragmentat. Da. Da? Bine. Hai să vedem, înainte de a veni în această experiență, cine i-a dat acel contract și ce a spus că o să facă, ce i-a arătat, o să se întâmple în contractul. E o viață de la început, începutul liniei experiențiale pe planeta asta? Da, e a 80-a. Da. 81-a mai exact. Da. Ah, înainte de a intra în experiența asta, ce s-a întâmplat? I-au spus de o karmă cu această mamă, sufletul da. Acestei mame, în care ar învăța să o iubească, deși i-a făcut mult rău în trecut, în alte experiențe. Și, da. Și că trebuie să învețe să o iubească. Așa. Ca mamă. Asta ai spus în contractul da. Ăsta? Da. Păi și... găsim vreunul care au fost, care sunt încă în sfera energetică din ăștia trei? Pe acolo de, sau nu? Drăgușorul, demonul, care de demonul e satan. Este. Da, atunci era în contract cu satan și îl are și astăzi. Așa. Și acum să-i arate demonului, să-i zică demonului să vină un pas în față și să vadă ce i-a spus împreună cu alții sau cine a mai zis acolo la contractul ăla, minciuna, și ce s-a întâmplat. Să învețe să iubească acel suflet. Păi când era să-l învețe? Că a fost păpat. Imediat ce a venit în acel după, robot corp. După acel moment, i-au încarnat imediat, să zic, ca timp terestru, au trecut 2 săptămâni, să zic așa, și au încarnat ca frați gemeni. Urma o altă experiență. Da, deci imediat după aceasta și ei n-au mai fost urmat conștienți. Să iubească. În da. Viața următoare exact. A urmat și a păstrat acea semnătură, același contract. Se întreb pe demon de ce a fost nevoie să... Bine, noi știm, dar să vedem ce spune demonul. Deci i-au dat un contract care, fără să-i spună că a intrat într-o altă experiență scurtă, ca apoi contractul ăsta să fie valabil în următoarea. Deci, de ce a fost necesară aia? Ca să creeze legătura dintre ele două ca suflete, da? Cele și două să le suflete. Fragmenteze. Să le poată fragmenta și să le țină pe urmă legate de ei. Da. Asta n-a spus. Și este mama de astăzi. E mama de astăzi, acea da. Mamă, da? Da, e același suflet, da. Bine. Ea să transmită toată informația acolo când li se dă la consiliu, înainte de a intra în acea viață, se transmită tot ce știe până acum acestei părți subliminale, mamă, da. Din acea viață, ce urma să trăiască și pur și simplu să le spună că nu acceptă acel contract. Și vedem ce face și sufletelul mamei. Dar el... Da, arătăm, vede și George nu arde accept. Acel contract și sufletul mamei văd că face de asemenea același gest, arde contractul. Bine. Iar neacceptând să intre în acea experiență, practic cade toată acea linie temporală. Cade toată linia. Aceasta, da. De acolo. Iar el își e face ușurat, eliberat. Da, un portal da. De experimentare. Și
Este întreg ca parte subliminală Da, acum. este întreg, da. Intră în portalul de experimentare și face atâtea experiențe câte sunt necesare libere cu această conștientizare care a căpătat-o acum, Da. astfel încât să-și crească parametrii corpurilor sexual, emoțional și mental la valori către 100. Și număr 1, 2, 3 intră în portalul dimensional de experimentare, cât număr de la 1 la 5 trece prin toate aceste experiențe. 1, 2, 3, 4 și 5. Ia să vedem câte experiențe a făcut acum. 804. Experiențe. Hai să vedem parametrii. Corp sexual, corp emoțional, corp mental. Acum. Sexual, 84. Da. Emoțional. 72. Da. Și mental. 83. Mai are de făcut. Vrea să-și mai facă alt nevoie, portal? Da, mai vrea, ah. Da. Intră. 1, 2, 3. Și numărăm. Da. 1. 2. 3. 4. Și 5. Da. Acum am mai făcut 600. Da. Corp sexual 92, emoțional 98, mental 96. Cum e acum partea subliminală? Zice, plină de mine, de energie, de lumină, de bucurie, de stăpânire de sine. Zice, cum stăpânesc tot ce vreau, zice, cu putere, cu iubire, sunt calm, relaxat. Nu mă mai implic în nimic. Exact. Da. Face bine să se simte, zice. Da. La spital. Mă auzi? Da. A? Ela. Nu, ce ai zis? Ai zis ceva? Nu. Da, că s-a întrerupt ceva pe aici. Mi-a păcănit. Deci, ne uităm pe întrebări. Da. Da? Și zice așa, mama lui l-a născut, ne spune Maria, soție. În zăpadă, neajungând la spital. Deci s-a repetat nașterea afară, da. Da, fiind aceeași mamă. Da. De ce i-au adus în acest contract, repetând acel mod de naștere? Care a fost scopul entităților? Au mai plecat părți subliminale sau a plecat fragment da. La nașterea asta? Da, a plecat 2%. Da, în timp ce s-a născut până a ajuns, a plecat 2% atunci. A plecat și de la mamă? De la mamă a plecat 14%. În acele momente. Pentru că i-a fost frică că îl pierde. I-a fost frică exact. Că o să moară. O să întâmple ce s-a întâmplat în acea experiență, da? Da, da, avea o frică de moarte teribilă mama acolo în timp ce... Pentru că puteau să apară complicații. Văd că asta avea în minte, că dacă apar complicații, cine o salvează pe ea și pe copil? Sau cel puțin pe copil. Linia s-a fost ștearsă, da? Și de a unul fost și de altul, că n-au da. Acceptat. Da. Ok. Am mai avut experiențe cu mama? Da, foarte multe. Pe linia veche, 140 îmi arată. Ok. Și din total deci 400... Le-au legat de acolo, da. Ok, acolo hai să rezolvăm, înainte să ne uităm la mai departe pe întrebări, să cheme toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiune, acorduri, legăminte, jurăminte care le-a făcut pe linia, toată linia experiențială cu orice fel de entitate, pentru că mai erau 80 de experiențe da. Rămas. Da, da. Dizolvă, decrează, anulează cu oricine și orice, toate acordurile, toate contractele semnate, tot le arde. Da. Deschide portalul cu sursa primordială a creației și acolo trimite toată liota care mai este. Oruși, pe toți îi absorbe de peste tot, pe toți pe care i-a întâlnit între vieți, în vieți,
orice ființe, orice entități le aspiră și le trimite direct în sursa primordială. Rămâne, lasă activ portalul acesta, cum au făcut și da, este cu sens unic, da, da, care aspiră tot. Da, care aspiră tot. Hai să vedem pe linia 9, cu 1000 și câte experiențe în cele două portaluri, dacă mai era vreunul din entitățile vechi. Lux. Nu, cu niciunul n-am mai făcut Demon, contracte. Bine, bine. Nu. Oricum, acum și pe cea mai fost le-a trimis. Să da. Cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, legăminte, jerominte, cu toate sufletele, alea și alea care le-am găsit la începutul sesiunii, și toate, de pe toată linia experiențială, le arde. Da. Și se declară liber să experimenteze de orice alt suflet, declară libere orice alt suflet pe care l-a cunoscut, să experimenteze vis-a-vis de el. Da. Și face sfere informaționale cu toată iubirea lui, care le trimite la toate sufletele pe care le-a cunoscut, inclusiv tuturor celor de pe planetă care da. Au venit și sunt pe aici. Da. Da? Și la cei rămași pe planetă, să înțeleagă ce este această planetă. Da, tuturor le-a trimis sfere și văd că le-a primit aproape toți. Foarte bine, Ela. Și mama a primit din această viață și acea viață, sferă? Da, a primit. Bine. Da. Are o situație mai dificilă cu un coleg de muncă, s-a tot certat, ia să vedem colegul ăsta, s-au mai întâlnit parte subliminală în alte experiențe? Da, de 38 de ori. Uh-huh. Sunt în reglare, că era în reglare karmatică, așa uh-huh. De da, reglare, adică, da. Bine. I-a trimis, a primit sferă colegul? Parte subliminală? Da, a ajuns la sfera, absorb încet, 24 până acum la 100 absorbit din sfera. Da. Cine crea situațiile astea grele, grele între ei, la servici, întreabă? Demonul lui, drăgușorul lui și la el, la acel coleg, văd doi arhoni care lucrau. Bine. Compatibilitatea cu Maria, soția, de ce, zice Maria, simt mereu nevoia de a avea pe altcineva lângă mine? Pentru că simțea mult entitățile lui, nu pe el ca suflet. El era retras, era obosit. Compatibilitatea o văd 37%, dar poate să urce până la 54%, dacă chiar 55%. Și mintea. Da, lui. Și se schimbă și el, da. Da. Ceea ce e bună, adică. Da, e o compatibilitate bună, poate să trăiască împreună, poate să relația, se ajute. Să supraviețuiască da. Relația, să continue exact. Relația. Da. Bine, la un moment dat, deci ne povestește Maria, da, aici. În timpul el unei se relații, schimbă, zice. Da. La un moment dat, în timpul unei relații intime, nu l-am simțit doar pe el în corp. Imediat după a avut o deci Maria a avut o infecție, ce s-a întâmplat atunci și dacă da, simțea și acea stare de excitare și post. Maria, post act. În acel moment văd că a fost o interferare, o semiposesie cu un draco reptilian care l-a caparase de la servici, l-a adus, dar nu mai era. Era pe acord, nu era okay. un contract. Nu era al lui. Nu era al lui, nu. Lui. Deci venise draco reptilianul și a făcut și el pe acolo. Da, și-a făcut treaba, și-a luat ce-a vrut și-a plecat. Da, a fost pe acolo. Bine. Și ne-am cumpărat o mașină destul de scumpă care a tot avut probleme, mașina fiind aproape nouă. Cine le-a provocat și de ce? Arhonul văd că aici vrea să le ia multă energie pe frustrare, pe neputință, pe abundență chiar. Și entitatea de la cel care a cumpărat mașina... acolo văd un Alfa Draco care le-a luat din abundența lor prin contractul de vânzare-cumpărare. Vânzare-cumpărare. Arhonul, când spui să înțeleagă și Maria, este îngerul. Și îngerul, George, da. Da, din da. Entitățile lui. Da. Bine. Da, da. Să anuleze orice acord. Și orice contract de vânzare, contract semnătură, de vânzare, îngere. Orice alte contract de muncă, tot la nivel energetic, tot ce a semnat în fizic.
tot ce a semnat Împreună, vreodată fiecare. și el și ea, orice semnături pe care le-a Căsătorii. făcut vreodată, da, pe orice fel de contract, pe orice fel de hârtie, totul se arde, se dizolvă, se anulează, se decrează din punct de vedere energetic. Ok, la. Acum Da. zice, la grădiniță, Luca are colegi români, entitățile lor și a mamelor lor, mai precis o mamă, au făcut acțiune asupra lui Luca? Au încercat, da. Bine, acum Au are... încercat, unele mici efecte a avut, dar ea, mama, văd că l-a mai curățat, dar au fost unele influențe, da. Au dispărut între timp, dar da, Bine. le-a curățat. Zice, de unde vine, George? Sau care e cauza de nu îmi pot da seama dacă gândurile, ne spune Maria, asta e întrebarea Mariei, nu-și dă seama dacă gândurile sunt ale ei sau induse câteodată. Păi am discutat asta și am Da. văzut, da? Da. De când eram copil, câteodată în buric, Maria ne spune, în buric se făcea un fel de puroi urât, mirositor, care curgea din el. Menționez că eu am o gaură măricică la buric, fără să vadă capătul lui, de vreo lună am din nou această problemă. Care este cauza? Maria, deschide, te rog, microfonul și spune dacă e vorba de tine sau de George aici. Cine are problema? Ia. Păi nu, am Eu înțeles am că ea. problema asta. Tu ai. Bine. Ai zis că și, da, și tu te-ai născut acasă? Da. Eu Ai m-am zis născut că acasă. n-a fost legat la spital. Bine, bine. Da. Deci iată întrebarea. Ok, oprește Da, microfonul. văd că acel canal micuț de la burică nu a fost legat bine Ia, și aer se contamina. s-a suturat având un mic Teoric. găurică, orificiu. Și asta dă bătăi de cap, face... Apa, transpirația, se Da. infectează, se E un supurează. e deschis canalul, să E zic așa, deschis canalul. cu partea interioară. Dacă își dă cu cremă, cum am zis eu, fungică și bacteriană, anti, până la urmă se vindecă acolo? Da, se poate, da, se vindecă. Cu Mie grijă îmi să vine nu ca... fie și înăuntru. Se Mie mai mi-apare ca cresc. informație, dar nu știu dacă din punct de vedere medical e corect, trebuie să se informeze în fizic. Frunză de nuc, ca pansament pe gaura buricului Da. Sau pur și simplu, Ela, scuze că te întrerup, cremă cu gălbenele, care iarăși Da, cicatrizează și curăță. da, și e foarte bună și poate să închidă între timp găurica aceea, Gaurica, canalul, da. și să panseze cu lumină, pe intenție, cu mâna, să închidă orice orificiu și o perioadă să pună un fel de pansament, nu din acela de plastic care nu lasă Nu, să nu, nu. Da. respire, ci Fașă de aia. da, o Un fașă bac. prin care, exact, ca să protejeze locul până se închide, se vindecă Bine. de tot. Și o frunză de nuc. Nu știu de ce Bine. mi-apare frunză de Să nuc. Nu caute, știu. da? Ela. Să Zice caute un că pic din iodul ăla din ea, nu știu, iodul. așa îmi vine Okay. informația că ăla e benefic pentru problema Bine. de acolo. Bine. E bine să mai muncească George în Germania, iar dacă nu, ce loc de muncă i s-ar potrivi? Aici el o să descopere noile vibrații, un loc de muncă Și mai bun. condiții. Da, e ok să rămână acolo din Da? ce văd, dar va avea un loc de muncă mai bun. Sufletul Bine. își dorește un Alt alt loc. loc de muncă, bine. Da, unde va fi pe noua lui vibrație. E ok ce face momentan, dar locul trebuie să-l schimbe și îl văd că îl va schimba mai bun, mai benefic, mai liniștitor, cu colegi mai buni, cu energii mai bune, văd că sufletul va alege un nou loc, o nouă Bine, firmă, de o nouă vibrația lui companie. nouă Da. și conștientizarea. Zice, cel care l-a adus pe George la muncă în Germania e un prieten al tatălui Mariei. Zice, ăsta, care e scopul acestei persoane? Că tot l-a părât, îl părăște, nu știu ce, cine făcea? Entitățile lui. Așteaptă multă recunoștință, acea persoană așteaptă cumva... Și Așteaptă recompense? recompense, așteaptă ceva la schimb, Bine, cel de la puțin el. recunoștință și energie entitățile lui, da. Entitățile. Bine, îi trimite, a primit sfera informațională și sufletul acestui bărbat? Da, a primit, dar văd că el a asimilat doar 2% din sferă până acum, din informații. Dar o are în Bine. sferă.
Zice Maria, întreabă ce vor să-mi transmită părțile subliminale a lui George și a lui Luca și dacă sau și a ei, dacă partea lui George subliminală îi dă acordul Mariei și a fost de acord să facă curățări pentru el, să-i facă da, și în continuare. Da, îi dă acordul, îi spune să rămână stâlpul care, care este în familie, pentru că el, sufletul, simte că e stâlpul lui, dar nu ca să-și facă rău ei. Adică îi promite un echilibru, o armonie de aici înainte, care sufletul lui George vrea să îl aibă în familie și să devină o familie armonioasă. Îi promite, da, de fapt nu promite, nimic. Ci își dorește, de fapt. Își dorește și mulțumește sufletul lui Mariei că a acceptat să fie soție și își dorește să fie mult mai multă armonie, echilibru și Ei iubire s-au mai între ei. întâlnit? Au mai avut Da. multe experiențe? Da, mi-arată sufletul lui 27 de experiențe importante pentru el și spune că își dorește acest echilibru, îi mulțumește pentru copilul minunat pe care l-au împreună și îi transmite și lui multă iubire și ei de asemenea și mulțumește pentru această conștientizare, această curățare, aceste informații. Bine. Zice, să vedem dacă a primit sfere informaționale, părinții, mama a primit tatăl, da, lui și tatăl George. A primit și tatăl. Mai are un frate, fratele și trei surori. Și cei de la muncă, toți. Au primit toți. Bine, toți. Foarte bine. Astea au fost întrebările la. Hai să vedem cum e partea subliminală a lui George acum. Fericit, zice, și ușurat. Bine. Da. Hai să meargă să întâlnească în sinele mai înalt și merg și părțile subliminale, urmează traseul lor, al Mariei și al lui Luca. 1, 2, 3. Ce sine? Da, George merge într-o sine de nouă, se energizează și trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Bine, și acum încă o dată număr și mergem în sursa primordială, toată lumea, 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală, o suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare, dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe toată linia experiențială, îl arde. Da. Îl arde, îl dizolvă, îl decrează complet. Rămăsese un 4%, văd, și îl reconstruiește cu ajutorul. Și acum hai să vedem la câte experiențe are în univers. În univers îmi arată 38.000. Bine. Ce vrea să facă cu linia experiențială care a fost interferată? Ce a mai rămas din ea? O arde, o distruge, zice. Bine. Acum să-și activeze declarația, pardon, programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, îl activează. Să își facă sfera de materializare, aici își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, la fel și părțile subliminale, celelalte. Da. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela, le procedăm asemenea. Da. Și număr de la 1 la 3 și venim aici acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici Da. acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am investigat prin această sesiune, să-și anuleze orice ritual de orice fel care a fost făcut pe viața aceasta, la care a participat sau l-a făcut altora. Da. Să facă două sfere generaționale și să le trimită pe acest arbore genealogic, pe partea mamei și partea tatălui, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși. Da, dizolvă și decrează tot. Pe partea mamei merge până la a 8-a generație, pe partea tatălui până la a 9-a. Ok. Mai face încă o astfel de sferă și o trimite pe legătura genetică cu băiatul. Da, dizolvă, decrează tot. Uh-huh.
Și acum dăm cu bombe cu lumină și iubire în casele noastre, mașini, surse de venit, job, fiecare curăță tot ce are de curățat. Da, peste tot se umple cu lumină și cu iubire de cea mai înaltă vibrație care disolvă toate energiile stagnante, blocate, egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, amprente energetice, holograme, urme, reziduri, efecte de orice fel. Entitățile sunt aspirate pe portal direct în sursa primordială și se închid, se sigilează toate celelalte portaluri de oriunde, de peste tot. Foarte bine. Mulțumim și noi, părților subliminale, la toți, pentru această călătorie. Opresc aici în registru.